acesta să ne îndreptăm gândirea, cugetarea la cuvântul care a fost citit în seara aceasta în lume. Pentru cei care poate ați ajuns mai târziu, aș vrea să precizez în seara aceasta, am citit 7 versete din 1 Corinteni, capitolul 4. Pasajul acesta care vorbește despre lucrătorii creștini, s-ar putea să gândiți că ar trebui folosit la o întâlnire cu lucrători, cu predicatorii, cu slujitorii ordinați și, prin urmare, pentru noi, creștinii obișnuiți, poate că acest cuvânt n-are prea multe să ne spună. Dar așa să vă spun, în seara aceasta veți vedea că acest cuvânt are multe să ne spună și nouă, creștinilor obișnuiți, cu ghilimele, iar o zi de rigoare. N-am să vă vorbesc în seara aceasta despre împrejurările în care a luat ființă biserica din Corint. Dumneavoastră le știți. N-am să vă vorbesc despre lista întreagă de probleme cu care se confrunta această biserică la doar câțiva ani de la întemeierea ei. Le puteți descoperi citind cu atenție această epistolă. În seara aceasta eu am să mă ocup de doar una din problemele de acolo, pentru că problema pe care aceasta, pe care aș vrea să supun atenției voastre, este o problemă care, de-a lungul istoriei bisericii, a apărut mereu prin bisericile creștine, prin bisericile locale și eu cred că nici creștinii din secolul 21 nu fac excepție. Se lovesc de ea sau măcar de unele aspecte care sunt legate de problema aceasta. Problema despre care aș vrea să vorbesc în această seară este, sau subiectul meu aș vrea să fie credincioșia. Și vă mărturisesc azi dimineață când am citit pilda aceea a porilor, m-am gândit ce legătură frumoasă este între cuvântul acela și cuvântul pe care urmează să-l folosesc după masă, adică acum. Și acolo se vorbea despre niște lucrători și despre credincioșia lor sau lipsa lor de credincioșie. Și aici, în pasajul pe care l-am citit în 1 Corinteni, capitolul 4, se vorbește despre credincioșie și despre lucrători. Dar problema care a generat această tratare a Apostolului Pavel era problema dezbinărilor din biserica din Corint. Este oarecum surprinzător să afli că la doar câțiva ani de la întemeierea acestei biserici, în biserica din Corint începuseră să-și facă loc tot felul de grupuri, de partide și nu erau, să zicem, grupuri determinate de educație. Să zici, partida celor educați, instruiți, partida celor mai puțin educați, ignoranți. Nu era o problemă generată de o disensiune între bogați și săraci. Noi, oamenii de afaceri, și voi, ăștia care sunteți mai slăbuți. Nu era o problemă generată de o disensiune dintre iudei și neamuri. Noi suntem iudeii, voi sunteți creștinii dintre neamuri, vă acceptăm cumva pe lângă noi, dar sunteți cetățeni de mâna a doua a împărăției. Nu. Problema dezbinării din Corint era legată de trecerea pe acolo a unor slujitori. Cel din tâi dintre ei a fost Apostolul Pavel. Și lucrul ăsta este evident pentru toți. La scurtă vreme, după ce Pavel a plecat de la ei, nu știu precis la cât timp, a ajuns pe la ei un alt creștin, Apollo, din Alexandria. La ceva vreme după aceea, se pare că pe acolo a trecut Apostolul Petru și pe la ei va fi ajuns cu siguranță, avem temeiul să spunem lucrul acesta, și Timotei. Și de aceea, frații,
I-au văzut pe oamenii aceștia, au văzut slujirea lor, ei n-au rămas acolo doar un weekend, ci poate câteva luni. Frații s-au uitat la acești slujitori care au trecut pe la ei și au văzut că măcar că slujeau aceluiași Dumnezeu, măcar că vorbeau despre același Mântuitor, măcar că vorbeau din același cuvânt, scrierile Vechiului Testament, care Noului încă nu le aveau, oamenii aceștia, în slujirea lor, erau diferiți. S-au uitat la unul și l-au văzut că ăsta înfruntă cu putere, cu îndrăzneală multă pe alți iudei, dovedindu-le că Iisus este Hristosul. L-au văzut cu spirit combativ și au spus, așa un lider am vrea să avem noi. Alții s-au uitat la un alt slujitor, care avea o vorbă mai simplă, mai ușor de înțeles, mai ușor de ascultat și de urmărit. Un om care vorbea mult din trecutul lui, din ceea ce a văzut cu ochii lui și din ceea ce a auzit cu urechile lui, un om care vorbea mult din experiențe și includea în predicile sale multe istorioare. S-a uitat la alt slujitor care a trecut pe acolo și au văzut că omul ăsta alt are o adâncă înțelegere. Pătrunde tainele lui Dumnezeu așa ca nimeni altul. Știe să te ajute să înțelegi o vorbă adâncă a Vechiului Testament. Și acum, dumneavoastră, cu siguranță că ați recunoscut, în aceste descrieri sumare pe slujitorii despre care eu aminteam mai înainte. A fost un Apollo, un spirit, un duh înflăcărat care predica Evanghelia, a fost un apostol Petru care a trăit lângă Domnul 3 ani și jumătate și a văzut multe lucruri și le-a împărțit creștinilor. A fost un Pavel care a căpătat din partea lui Dumnezeu lumină deosebită în înțelegerea Scripturilor și așa mai departe. Însă, cum se face că această trecere a oamenilor acestora prin Biserica din Corint a ajuns să genereze acolo între ei întâi disensiuni, apoi poate discuții destul de aprinse și în cele din urmă formări de partide, de s-a ajuns la situația în care unii să spună eu sunt al lui Pavel. Eu nu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Chifa. Eu nu sunt nici al lui Pavel și nici al lui Chifa. Eu sunt al lui Hristos. Și așa mai departe. Apostolul Pavel ia cunoștință despre aceste stări și înțelege că nu lucrătorii au pretins unii că sunt mai buni decât alții, ci problema dezbinărilor venea din faptul că unii din credincioșii bisericii din Corint, nu foarte maturi din punct de vedere spiritual, se raportau diferit la acest slujitor. Se raportau greșit. Acum Apostolul Pavel, ca să îndrepte problema aceasta, le vorbește în simbol, în icoană de vorbire, ca să folosesc o expresie de-a lui. Și le vorbește despre ispravnici. Dar cuvântul ispravnic este un cuvânt care nu prea este în vocabularul nostru uzual. Îl folosim așa de rar, încât simt că este nevoie să-l explic. Pe de altă parte, însă, trebuie să fiu atent când explic vreun termen de felul acesta, pentru că știu că sunt printre noi unii copilași de bună oară care cercetează. Azi dimineață s-a vorbit aici despre pol și un copilaș a întrebat tatăl, ce înseamnă, tată, cuvântul acesta pol? Și tatăl i-a spus, dar copilașul a și verificat. Și a vrut să vadă dacă tatăl știe sau dacă nu știe. Nu m-aș descalifica eu să dau explicații greșite la un termen de felul acesta? M-ar mai crede copilașul acela dacă i-aș spune că ispravnic este așa și dincolo este altceva? Aș încerca totuși să explic ce înseamnă ispravnic. În vremea Apostolului Pavel, vorbim de primul secol creștin, era un lucru obișnuit pentru un om bogat, un om înstărit, să plece împreună cu familia într-o călătorie lungă, pe o perioadă mai lungă. Atunci când el pleca într-o asemenea călătorie, obișnuia să încredințeze tot ce are el pe mâna unui om de încredere.
Putea să fie chiar unul dintre sclavii lui. Într-o paranteză vreau să vă spun, în lumea antică, se obișnuia nu odată ca un sclav să fie mult mai inteligent decât stăpânul lui. Vă surprinde lucrul acesta, nu-i așa? Se întâmpla des un sclav să fie mult mai inteligent decât stăpânul lui. Cum se explică asta? Simplu. Pentru că marea majoritate a sclavilor rezultau din urma războaielor de cucerire. Și când de bună oară intrau romanii într-o cetate, acolo îi transformau pe mulți în sclavi. Putea să fie un profesor universitar, dar sabia l-a adus în poziția de rob, sabia vrășmașului. Și mulți erau vânduți în felul acesta ca sclavi și ajungeau în casele altora care poate au urcat pe treapta socială dând cu sabia în stânga și în dreapta. Poate că educația și cultura multora dintre ofițerii romani de carieră era destul de limitată, dar printre sclavii din casa lui se găseau poate farmaciști, poate medici, poate profesori, filozofi, ăștia erau mai deștepți decât stăpânii lor. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Oricum, lucrurile astea sunt rămase în urmă. Ispravnicul era un om de încredere, căruia stăpânul, la plecarea lui în călătorie, îi încredința pe mână tot. Cuvântul ispravnic este folosit de către Cornilescu aici, dar în textul grecesc apare cuvântul oikonomos, de unde noi românii mai avem și cuvântul econom. Zice Pavel, într-o altă parte, în epistola către Tit, căci episcopul ca un econom al lui Dumnezeu. Și acolo apare cuvântul oikonomos în textul grecesc. Dar vreau să vă spun un lucru. Noi nu putem folosi cuvântul econom pentru că ăla, de obicei, are de-a face cu bani. Ispravnicul, ăsta avea de-a face și cu finanțele stăpânului său, dar și cu gospodăria. Avea dreptul să ia hotărâri, câteodată chiar importante, privind gospodăria stăpânului său. Ispravnicul trebuia să se asigure de toate merg bine în gospodărie pe toată perioada plecării stăpânului său, pentru că la întoarcere ispravnicul trebuia să dea socoteală. Acum Apostolul Pavel ia simbolul acesta și îl aplică bisericii și slujitorilor ei. Și Pavel le spune fraților din Corint, fraților, iată cum trebuie să fim priviți noi. Ca niște slujitori lui Dumnezeu și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Asta sunt slujitorii lui Dumnezeu și voi, fraților, așa trebuie să-i priviți pe slujitori. Indiferent că este vorba de mine, de Apollo, de Chipa, de Timotei, de oricâți au slujitori, vor mai trece pe acolo, buni sau poate mai slăbuți. De toți aceștia trebuie să țineți seamă și să țineți cont că ei sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu. Asta înseamnă că nu poți să pui problema niciodată Pavel versus Chipa. Sau Chipa versus Apollo. Sau Pavel versus Apollo. Pentru că ei toți sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Fac parte din aceeași armată și se supun aceluiași mare împărat. Slăvit să fie numele Lui. Cu alte cuvinte, dacă ție, creștin din Corint, îți place de Apollo, că este un spirit înflăcărat, și nu-ți place de Pavel, pentru că atunci când a trecut la voi, a fost slab și plin de cutremur, potrivit mărturiei lui, ține minte că și unul și celălalt sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Că îți place de unul mai mult decât celălalt, vreau să știi, creștin din Corint, creștin din Betel, și de oriunde ai fi, și unul și celălalt sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Apoi, Pavel zice, ei sunt niște ispravnici. Ei au fost puși și mi-i vor da socoteală de ceea ce fac. Și el adaugă, ce se cere de la ispravnici este
ca fiecare să fie găsit credincios pe lucrul încredințat lui. Nu tu i-ai dat unuia sau altuia ce să facă și cum să facă? De aceea nu poți să spui tu dacă face bine sau dacă nu face bine. Are un stăpân. I-a dat stăpânului ce are de făcut și stăpânul îl va trage la socoteală. Ispravnicul va da socoteală în fața stăpânului, nu în fața slujilor stăpânului. Și aici Pavel zice și repet, ce se cere de la un ispravnic este să fie găsit credincios. Fraților, noi nu putem face comparație între prelitate. Pe baza darurilor pe care Dumnezeu le-a pus în ei. Dacă este vreun lucru, dacă este vreun domeniu în care am putea să facem comparație între ei, nu este domeniul înzestrărilor. Nu este domeniul darurilor. Este domeniul credincioșiei. Dacă sunt sau dacă nu sunt credincioși lui Dumnezeu. Acolo se poate face o comparație, dar nu în celelalte lucruri. Și acum spuneam că aș vrea să vorbesc în această seară despre credincioșii. Trebuie să fie găsiți credincioși. Și în cuvântul de azi dimineață am văzut ce importantă este credincioșia. Am văzut că ea este răsplătită împărătește credincioșită. Robilor acelora care au căpătat un pol, dar au adus înapoi 10 și respectiv 5, li s-a spus, bine, rob bun și credincios. Calificativul de credincios poate să fie determinat de două lucruri diferite, dar complementar. Despre un om se poate spune că este credincios atunci când el are o credință foarte puternică în Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla cu el, cu familia lui, prin orice situație ar trece, el este credincios lui Dumnezeu, se bazează pe făgăduințele lui Dumnezeu. Pe de altă parte, se poate spune despre un om că este credincios atunci când stă pe o hotărâre, indiferent cât de mult ar costa. Avem un sinonim, dacă vreți, devotat sau fidel, poate, că mai aproape de sensul original. Fidel. Despre ispravnicii aceștia spunea Pavel fraților din Corint, ce se cere de la ei este să fie găsiți credincioși în lucrul de încredințat lor. Credincioșia aș vrea să o definim și aș vrea să împărtășesc câteva gânduri cu privire la ea împreună cu voi. În primul rând, aș spune că credincioșia față de stăpân, față de acel care te-a chemat în lucrare, care ți-a dat niște daruri și ți-a dat ceva de făcut, înseamnă să te străduiești să faci cât mai bine ceea ce ți s-a dat de făcut. Asta este o dovadă de credincioșie. Să faci cât mai bine. Probabil că frații slujitori care au trecut prin Corint s-au străduit să predice cât mai bine. Sunt încredințat și stă scris despre Apollo de bunăoare că a ajutat mult în biserica din Corint prin Harul lui Dumnezeu. Omul ăsta s-a străduit să dea cele mai bune predici ale lui. Sunt încredințat că și Pavel s-a străduit să predice bine. Sunt încredințat că și Apollo și Chifa sau Petru când a fost pe acolo s-a străduit și a dat toate silințele să predice cât mai bine. Dar dacă au făcut lucrul acesta, ei nu l-au făcut ca să iasă în evidență în raport cu alții. Ei l-au făcut ca să-și dovedească prin aceasta credincioșia față de acela despre care vorbeau și pe care îl slujeau. Vreau să vă spun că m-am frământat multă vreme cu gândul acesta până am ajuns să-l înțeleg. M-am gândit de multe ori la predicatorii care vin în vizită din România și spuneam odată cu o ironie de care mă pocăiesc, îmi pare rău și rog pe Dumnezeu să mă ierte. Predicatorii care vin din România, spuneam eu, când trec ocean într-o vizită în Canada sau în Statele Unite, ei vin cu primele 5-6 predici ale lor cele mai bune și nu-i sigur că ăla este nivelul lor. Dacă ar sta într-un loc un an de zile sau doi, după 2 ani de zile ai putea să vezi care e nivelul lor. Dar nu în prima săptămână.
Gândul ăsta, vă mărturisesc, era un gând firesc și mă pocăiesc de el în mod public în seara aceasta aici. Vreau să vă spun, sunt de apreciat toți slujitorii lui Dumnezeu. Și când vedeți pe cineva că se străduiește să se pregătească, să slujească pe Dumnezeu cât mai bine, să nu vă lăsați biruiți de gândul că se ia la întrecere cu un alt predicator. Nu! El se străduiește să slujească cât mai bine pe Dumnezeu. Deci merită să fie Dumnezeu slujit cât se poate mai bine. Apostolul Pavel i-a spus lui Timotei când i-a scris a doua sa epistolă, în capitolul 4, tu împlinește-ți bine slujba. Ție ți s-a dat o slujbă. N-o fă cu nebăgare de seamă. Aș vrea să mă refer doar la aceste două scrieri pe care Pavel le îndreaptă spre Timotei și veți vedea că am dreptate să cred așa. Îi zice la un moment dat Pavel lui Timotei, puneți la inimă aceste lucruri. Nu fi nepăsător de darul care este în tine prin punerea mâinilor, prin prorocie, prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterii. În tânărul acesta slujitor, colaboratorul lui Pavel, Dumnezeu pusese un dar. Fusese pus prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Fusese vestit darul acesta prin prorocie. Dar atitudinea lui Timotei față de darul acesta putea să determine înflăcărarea darului sau, dacă vreți, stingerea lui. Și în a doua sa epistolă, în capitolul 1, versetul 6, zice, îți aduc aminte să înflăcărezi darul. Nu fi nepăsător, și pe de altă parte zice, îți aduc aminte să înflăcărezi. Să faci cât poți tu mai bine ceea ce ai de făcut. Dumneavoastră credeți că robul acela care a căpătat un pol și l-a pus în negoț, când a adus 10, a adus că așa s-a întâmplat? I-a găsit în drum ceilalți 9 sau ceilalți 10? Nu. El a adus atâta pentru că a slujit cât a putut el mai bine. Dacă vreți, a dat ce a avut el mai bun din el. Și trebuie să dăm ce avem mai bun din noi pentru Dumnezeu. Nu doar slujitorii, ci fiecare membru din biserică. Câtă vreme nu suntem preocupați să facem asta, vom vedea rezultate slabe și mediocre. Pentru că dușmanii, cei trei dușmani mari ai unui lucru bine făcut sunt superficialitatea, nepăsarea și rutina. Trei lucruri pe care vreau doar pe scurt să le descriu. Superficialitatea, adică să fii un om de suprafață. Să nu fii un om de profunzime. Pe din afară să fii un creștin frumos și pe dinăuntru să nu fii niciun fel de creștin. Mântuitorul Iisus a vorbit în pilda semănătorului despre un pământ care era pe stâncă. Era un strat subțire și sămânța când a căzut acolo, a găsit puțină umiditate, a prins repede rădăcină, dar pentru că era subțire stratul acela de pământ, rădăcina n-a fost profundă. Și Mântuitorul descria acolo pe creștinii superficiali. Nu numai pe slujitorii superficiali, pe creștinii superficiali. Superficialitatea este dușmanul numărul unu al unui lucru bine sau foarte bine făcut. Pe de altă parte, am înțeles că nepăsarea este o altă primejdie. Să treacă vremea și să ajungi să nu-ți mai pese. Lasă că se fac ele cumva lucruri. S-a făcut o programare în biserică, ești programat, dar chiar în perioada aia se întâmplă că vrei să pleci undeva în călătorie. Nu e o problemă că vrei să pleci. Dar vreau să spun un lucru, dacă ești pe programarea bisericii și în perioada aceea ești plecat în călătorie și nu poți sluji, spune altuia, frate, uite, sunt acolo și te rog să mă înlocuiești. Nu sunt aici în duminica respectivă, în joia respectivă. Înlocuiește-mă. Nu fii nepăsător și zi, lasă-te să o îndrepta lucrul. Avem de aceea păstor, cântă el, predică el. N-am început să cânt și nu știu dacă o să încep vreodată. Dar vreau să vă spun, fraților, nouă trebuie să ne pese. Nouă trebuie să ne pese. În al treilea rând, spuneam, este vorba despre rutină. Un alt dușman al lucrului bine făcut. Rutina se așează atunci când de mai multă vreme faci mereu același lucru. De bună oară predici și ți-ai făcut o grămadă de schițe de predică.
Și vezi că apar pe programarea bisericii luna viitoare, la două duminică, și este un text de unde mi-ai predicat în urmă cu vreo 6 luni. Încă mai ai schița aceea în Biblie sau poate acasă în sertarul biroului. Și rutina înseamnă să zici, mă duc chiar la schița aceea, că au trecut câteva luni bune și frații poate au uitat. O să folosesc exact aceeași predică, exact același subiect, exact aceleași ilustrații, e simplu. Vai ce simplu, oare cum să nimeni să fie exact cuvântul acela? Asta înseamnă rutină. Și ajungi, să nu mai dai randament. Ajungi să te plafonezi, ajungi să te repeți, ajungi ca frații care te ascultă să-ți cunoască limbajul, vocabularul, ideile, pildele, să spui o istorioară de 6-7 ori, în interval de 2 ani și așa mai departe. Credincioșie înseamnă să faci cât mai bine ceea ce ți s-a încredințat să faci. Dar pentru ca să faci bine, tu trebuie să știi ce ți s-a încredințat să faci. Și vreau să vă spun un lucru, frații mei, și cu tristețe îl spun. Sunt prea mulți în bisericile noastre care nu știu ce ar trebui să facă. Sunt prea mulți aceia care nu prea știu care este chemarea lor și darul pe care l-a pus Dumnezeu în ei. Dacă îi întrebi, n-ar ști să spună. Frate zice, eu n-am darul ăsta. Bun, nu l-ai pe ăsta, dar care-i darul tău? Păi nu știu. De câtă vreme la credință? Păi a fost botezat în 1900. Și încă nu știi, după atâția ani, care-i darul tău? Lucrul încredințat ție de către stăpân și stai în biserică nevăzător când se apropie vremea să te cheme în fața lui să dai socoteală, a pus în tine un dar. Fratele Adrian spunea dimineață că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi un dar. Și eu cred asta. A pus Dumnezeu un dar în fiecare din copiii lui și în fiecare dintre noi suntem mădulare în trupul lui Hristos. Credincioșie înseamnă întâi de toate să fii preocupat să faci cât poți mai bine ceea ce ți-a dat stăpânul să faci. În al doilea rând, credincioșie înseamnă să stai în locul în care te-a pus stăpânul, indiferent ce va veni peste tine în locul acel. Vreau să vă spun, dragii mei, că viața de credință nu e așa cum o descriu foarte mulți predicatori de succes din vremea noastră. Viața de credință este descrisă în Noul Testament de către oameni inspirați de Duhul Dumnezeu ca luptă și ca alergare. De atunci și până acum nu s-au schimbat lucrurile. Și acum e tot așa, luptă și alergare. Dacă vă uitați de bună oară, Apostolul Pavel, numai în aceste două epistole pe care le scrie Corintenilor, cum își descrie el slujirea. De bună oară, în capitolul 4 din 1 Corinteni, are un pasaj care se intitulează Priveliștea Apostolilor. Nu-l citesc pentru că timpul aleargă cu grăbire, dar vă sfătuiesc să-l citiți. Veți vedea că Pavel vorbește despre vorbire de rău la adresa lor, despre dispreț că s-o cotiți ca și gunoiul lumii, despre faptul că sunt tratați cum sunt tratați. Mai are Pavel apoi în a doua sa epistolă două pasaje. Într-unul vorbește despre greutățile slujbei și iară sunt câteva versete acolo în care descrie ceea ce el experimentează slujind în felul acesta. Și mai are un al treilea pasaj cu un titlu tot sugestiv. Necazurile apostolilor. Deci, priveliștea apostolilor, greutățile slujbei și necazurile apostolului. Trei pasaje biblice în două epistole care vorbesc despre dificultățile slujirii. Dar cu toate acestea, Apostolul Pavel zice, ce se cere de la noi este să fim găsiți credincioși. Să rămânem la locul în care ne-a așezat stăpânul, acela care ne-a chemat și ne-a pus în lucrare. Doamne, ajută-ne și pe noi astăzi. Rămânerea la locul în care te-a pus Dumnezeu are trei dușmani. Dacă înainte am vorbit de trei dușmani, am găsit 63 dușmani. Unul dintre ei, unul puternic, este descurajarea. Câteodată te uiți și se pare că toate trebuie să le faci tu. Și Ilie
s-a luptat cu dușmanul ăsta. Și te-a avut în față câteva sute de proroci mincinoși, a fost plin de îndrăsnoare. Dar când l-a atacat acest dușman nevăzut, dar puternic, Iliu a fost gata, gata să se prăbușească. Și de n-ar fi intervenit Dumnezeu, probabil că s-ar fi prăbușit și s-ar fi încheiat lucrarea lui Iacob. Izabela i-a trimis un text message. I-a scris pe celular, probabil, și a spus, Ilie, vezi că am să te caut. Ce ai făcut cu amărâții ăștia, până mâine la amiază, vă fac și eu cu tine. Garantat. Și-a pus trei simboluri. Happy Face, au pus simbolul mai sunt acolo. Și cu asta l-a săgetat pe Ilie, știți cum? Ilie a zis, s-a terminat, gata. Și s-a dus în pustie. S-a ascuns sub un ienupăr, își lăsase și slujitorul în urmă, a zis, s-a terminat aici. Foarte ciudat. El se ruga ca Dumnezeu să ia viața. Izabela se oferea să facă ea serviciul ăsta. Și Ilie parcă n-ar fi vrut să piară de mâna Izabelei. Dar l-a ridicat de acolo Dumnezeu. L-a dus până la peștera aceea. I s-a descoperit. I-a dat o nouă viziune și l-a trimis înapoi în câmpul de lucrare. Descurajarea n-are voie să ne biruie. Nici pe noi, nici pe mine și nici pe tine. Apoi, s-ar putea să fie nemulțumirea. De atâta vreme să te sacrifici, să te zbați și nimeni din jurul tău să nu te înțeleagă. Ești nemulțumit, ai vrut să iasă bine și a ieșit altceva. Ai spus un cuvânt și ai avut un gând bun. Și poate ți l-au răsucit prieteni cu ghilimele de rigoare. Și ți l-au interpretat și a ieșit o poveste rea din asta. Și se poate întâmpla să te încerce nemulțumirea. Să zici, Doamne, dar nu te slujesc eu pe tine? Dar nu cunoști tu inima, nu știi care a fost intenția mea, gândul meu? Și uite unde s-a ajuns? Doamne, de ce nu intervii? În sfârșit, un al treilea dușman, asta, domniciei tale, este oboseală. Apostolul Pavel zice în Galateni 6:9 să nu obosim în facerea binei. Tot eu, dar mai făcut. Te sună din România, aoleu, iar e sora aia din nordul Moldovei. Vă mărturisesc că gândul ăsta mă înceară. Îmi vine să pun telefonul jos, fără să-i spun un cuvânt. Dar mă gândesc că n-avem voie să obosim în facerea binei. Autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 12, ne spune și el să nu cădem de oboseală. Fraților, surorilor, cădem de oboseală mai ales atunci când ducem poveri. Cădem de oboseală mai ales atunci când așteptarea noastră se prelungește. Dar vreau să vă spun, în ciuda tuturor acestor lucruri, noi trebuie să ne dovedim credincioșia rămânând la locul în care Dumnezeu ne-a așezat. În al treilea rând, credincioșia față de stăpânul se o dovedești punând interesele lui înaintea intereselor tale. Interesele lui Dumnezeu înaintea intereselor tale. La capitolul ăsta avem multe lucruri de învățat. Și eu, și poate și voi. Mântuitorul Iisus a spus, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Lucrurile acelea necesare, nu fantezii, capriciile, mofturile noastre. Lucrurile acelea importante și necesare, Dumnezeu se angajează să ne le dorească dacă noi punem interesele Lui înaintea intereselor noastre. Dar problema noastră este de multe ori aceea că n-am vrea parcă să punem în aplicare acest cuvânt și am vrea să ne ocupăm noi de nevoile noastre. Mă refer iar acum la slujitorii aceia despre care s-a vorbit dimineață. Unul dintre ei, de la un pol, a adus înapoi încă 10.
altul de la un pol a adus încă 5. Și slujitorii ăștia au fost slujitori care n-au lăsat să treacă vremea în zadar. Am dat un exemplu. Și poate că exemplul acela i-a deranjat pe unii tineri, poate că s-au văzut în postura acelui copil pe care eu l-aminteam în ilustrația mea. Poate să fie exemplul cu noi, cu adulții. Că soția pleacă la serviciu și spune să iei puiul din frigider, să fie dezghețat pentru vin de seară de la lucru, ca să poți să fac de mâncare ceva pe mâine. Zici, da, da? Și te-ai luat cu ziarul și cu știrile. Și sunt atâtea noutăți din lumea largă și vine soția la 11:30 de la lucru și poți avea atunci puiul din frigider. Se poate întâmpla ție lucrul acesta sau mie, care suntem adulți. Nu doar copiilor noștri, să știți. Dar ce vreau eu să spun acum, revin, este că noi dovedim credincioșie față de Dumnezeu atunci când punem interesele lui Dumnezeu înaintea intereselor noastre. Dovedești credincioșie față de Dumnezeu atunci când primind plicul cu salariul în forma în care îl primești, spui, asta este partea lui Dumnezeu. Și ce mai rămâne, vedem cum acoperim nevoile. Dar se întâmplă de multe ori, de prea multe ori că facem altfel. Am celular, am internet, am cablu, am rata la mașina aia pe care am cumpărat-o recent. Am asta, am asta, am asta. Și ar trebui să mergi la biserică și să sfătuiești cu soția. Cât crezi că am putea să mai dă? Soția zice, $200. Aoleu, atât de mult! Auzi, hai să dăm una frumos. Și ai pus interesele tale că doar cum să renunți la celularul ăla super performant, inteligent? Cum să renunți la cablu și la internet? Și pe Dumnezeu îl pui pe locul al doilea. Îl pui pe Dumnezeu pe locul al doilea când duminica dimineața zici, nu mai odihnesc un pic, e ora de rugăciune. Nu mă duc să ajung așa de vreme, mai dorm un ceas, că am lucrat greu săptămâna asta. Și ora de rugăciune s-ar putea să fie cea mai importantă oră a zilei respective. Mai importantă decât timpul de închinare prin cântare sau decât ascultarea predicii. S-ar putea întâmpla ora de rugăciune să fie cea mai importantă ora zilei. Dumnezeu să fie aici, la timpul acela de întâlnire, și să n-aibă cu cine sta de vorbă, că prin bănci sunt 3, 4, 10, 20, și pe ora 10, parcă ne mai mulțim. Fraților, să nu văd care, să nu văd care de greu ce vă spun. Sunt lucruri la care trebuie să devenim vigilență. Apostolul Pavel zicea apoi, eu n-am nimic împotriva mea, cât despre mine puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecat. Ceea ce era important pentru Pavel, și lucrul ăsta era definitoriu, un ajutor, un sprijin pentru credincioșia lui. Pentru Pavel era important nu ce cred frații despre el, ci ce spune Dumnezeu despre el. Apoi, credincioșia trebuia dovedită față de ceea ce este scris. Zice Pavel, fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ceea ce este scris. Credincioșia față de ceea ce este scris este crucială. Dacă este scris, atunci trebuie respectat așa. Nu de mult am vorbit despre ispitirea Domnului Iisus. Despre acel episod petrecut undeva deoparte, care n-a avut martori oculari, o confruntare între Domnul Iisus și ispititorul. Doar ei doi au fost în confruntarea aceea care a început acolo în pustie. Și dacă noi astăzi o știm, o știm pentru că Domnul Iisus a împărtășit-o ucenicilor și de la ucenici a ajuns până la noi. Aș vrea să vă aduceți aminte cum a biruit Domnul Iisus. De fiecare dată când i-a fost pus în față o ispită, Mântuitorul Iisus a spus, este scris. Când tu, ca și copil al lui Dumnezeu, rămâi la ceea ce este scris,
Te găsești pe un teren ferm, sigur. Cuvântul acesta este o stâncă. Mântuitorul Iisus vorbea despre acest lucru atunci când și-a încheiat predica de pe munte și a spus: ferice de omul acela care ascultă și împlinește cuvintele pe care le-am spus aici. Pentru că se aseamănă cu un om înțelept care atunci când și-a zidit casa, a așezat temelia pe stâncă. Stânca era cuvântul lui Dumnezeu. De atunci au trecut 2000 de ani. Și nu s-a găsit între timp. Oamenii au găsit multe lucruri. Au găsit și planete, au găsit și substanțe chimice deosebite. Au găsit multe lucruri. Dar de atunci și până acum n-a găsit nimeni o temelie mai bună decât asta. Chem biserica din loc să rămână împreună cu mine pe temelia aceasta, pe ceea ce este scris. Apoi, Apostolul Pavel mai spune credincioșilor din Corint, așa mai pe ocolit un lucru. Dacă unul dintre slujitorii care au trecut pe la voi este poate mai abil, mai înflăcărat într-o problemă, dacă altul are o înzestrare într-o altă problemă, toate aceste înzestrări ale lor, ei le-au primit de la Dumnezeu. Și Pavel îi invită la meditații, la cugetare. Ce te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Toate sunt de la Dumnezeu. Și vă sfătuiesc, dragii mei, să dați slavă lui Dumnezeu pentru toate lucrurile bune pe care le vedeți, pe care El le face prin slujitorii Lui. Amin. Amin.